Ce se va schimba concret? Oamenii ne întreabă. Ce se va schimba anul acesta? Ce veți... Ce se va schimba în sistemul de pensii în 2022? În primul și în primul rând, până la sfârșitul lunii februarie, avem de semnat acel acord cu Banca Mondială care să prevadă acea asistență tehnică. Este o asistență tehnică în paralel pe sistemul de salarizare cu Banca Mondială, Ministerul de Finanțe, într-un acord comun. Va fi și una pe sistemul public de pensii, dar și pe celelalte pensii care nu sunt pe contributivitate. Și pe măsură, sperăm noi din martie să începem acel acord să fie în vigoare și să chiar să începem consultanța tehnică și să și producem, să producă Banca Mondială livrabile, astfel încât să avem răspunsuri la aceste întrebări în termenul cel mai scurt. Noi ne dorim PSD și suntem extrem de determinați să continuăm cu legea noastră, să implementăm legea, să implementăm până la urmă o lege care este în folosul cetățeanului.